Astăzi, marele artist Benon Esinulescu o să fie condus pe ultimul drum. Soția interpretului de muzică populară a anunțat în urmă cu câteva zile că trupul acestuia o să fie duminică dimineață la ora 8 transportat către Filarmonica din Arad, acolo unde oamenii pot veni să-i aducă un ultim omagiu. Funerariile au început deja la Arad, acolo unde vedeta își va dormi somnul de veci în cimitirul Eternitatea. Sicriul cu trupul artistului a fost acoperit cu steagul României pentru că solistul avea gradul de mare ofițer. Imaginile sunt de-a dreptul emoționante și foarte mulți oameni sunt prezenți la slujbă. O mulțime de oameni au depus lumânări și flori la căpătâiul lui Nea Beni, așa cum îl alintau oamenii care țineau la el, indiferent dacă îl cunoșteau sau nu. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.